viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Bună dimineața, dragii mei! Călătoria de astăzi ne conduce către secția de ORL, de unde vom afla împreună care sunt ultimele metode chirurgicale pentru deviația de sept. Tot în această călătorie am întâlnit și români deosebiți care lucrează în spitalele din Turcia. Ce povești de viață au aceștia aflăm în ediția de astăzi. Rinoplastia și deviația de sept sunt două probleme respiratorii atât la femei cât și la bărbați. Există posibilitatea ca aceste două probleme să fie soluționate într-o singură intervenție chirurgicală? Aceasta este cea mai frecventă întrebare pe care o primim la adresa redacției noastre pentru secția de ORL. În minutele următoare vă propun să obținem și răspunsul. Bună ziua, domnul doctor! Pentru început vreau să știu de la dumneavoastră care sunt simptomele unui pacient care are deviație de sept. Septum deviasyonu dediğimiz şey zaten burnun orta bölmesinin içindeki oluşan eğrilik. Bu eğrilik olan hastalardaki en önemli şikayet zaten nefes alma güçlüğü. Eğer ki bu erken yaşlarda oluşmuşsa nefes alma güçlüğüne bağlı olarak da aynı zamanda şekil bozukluğu da ortaya çıkabiliyor. Yani burnun dış şeklinde de bir tarafa doğru yamulma, eğilme ortaya çıkabiliyor. Cum se produce deviația de sept? Evet, septum deviasyonu nasıl oluşur? Bu doğumsal bir şey olabilir. Yani kişinin genetik özellikleri olarak burun hep sağ tarafa, sol tarafa eğri olarak oluşmuş olabildiği gibi daha sonradan çocuklukta veya ergenlikte travmaya bağlı, düşmeye bağlı, darbeye bağlı ortadaki kıkırdak ve kemikte eğrilme belli bir tarafı kapatma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Care sunt opțiunile de tratament? Tedavi seçenekleri muayenede eğer hastada hakikaten nefes almayı çok fazla engelleyecek şekilde bir durum mevcutsa muhakkak cerrahidir. Bunun ilaçla sorunun çözülme imkanı yoktur. Muhakkak cerrahi ama ister lokal anesteziyle ister genel anesteziyle muhakkak cerrahi olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Cum este pregătit pacientul înainte de intervenție? Îi este efectuat un set de investigații complet? Muhakkak ki ameliyat öncesinde dediğim gibi hastayı tam ayrıntılı olarak muayene ediyoruz. Ondan sonra ameliyat öncesi pre-op dediğimiz anesteziye uygun, genel anesteziye uygun testler yapıyoruz. Bu test sonuçlarına bakaraktan da anestezi uzmanımızın ameliyat olabilir kararını verdikten sonra da biz ameliyat işlemine geçiyoruz. Ameliyat olduğu gün 2 saat öncesinde, ameliyattan 2 saat öncesinde testlerin yapılması yeterli oluyor. O gün ameliyatımızı gerçekleştirirsek yine 24 saat hastanede yatması yeterli olacaktır. Genelde 48 saat sonrasında da burun içine koyduğumuz silikon tamponlar çıkarıldığında hasta yeni, rahat nefes alan burnuyla hayatını sürdürebilmekte. În ce constă intervenția pentru rinoplastie? Şimdi insanda nefes alma sorunu önemli bir sorun. Bir kere bu fizyolojik sorunu çözmek en önemli şey. Yani nefes almayan bir insan zaten mutsuz oluyor. Öncelikle bunu çözmemiz gerekiyor ama aynı zamanda dış şeklinde de bir bozukluk varsa aynı seansta nefes alma sorununu çözerken burnun dışını da şekillendirme, yani rinoplasti ameliyatının da eklenmesi hastanın hem fizyolojik hem psikolojik sorunlarının çözümlenmesine sağlıyor. Onun için bence böyle bir sorun varsa ikisinin aynı anda yapılması uygun oluyor. Evet, rinoplasti ameliyatı bir bütün. Burnu bir bütün halinde düşünüyoruz. Dolayısıyla öncelikle burnun ortasındaki o septum dediğimiz kısmın eğriliğinin düzeltilmesi, yandaki havayı ısıtan, nemlendiren, temizleyen konka dediğimiz etlerin küçültülmesi, dolayısıyla bu işte hava yolunun açılması işleminden sonra burnun kemik kısmının törpülenmesi, belli yerlerden kırılması ve gene burnun kıkırdak kısmının yeniden kesilerek, dikilerek şekil verilmesi, belli yerlere destek dikilmesi, belli yerlerde simetrinin sağlanmasını sağlayan bir ameliyat. Este posibil ca într-o singură intervenție să fie efectuată și deviația de sept și rinoplastia? Evet, zaten doğrusu da budur. Eğer ki septumda bir deviyasyon varsa muhakkak önce septum deviasyonunu sorunu çözmek, arkasından rinoplasti işine girişmek gerekiyor. Çünkü sadece burun dış şeklini düzeltirsek nefes alamayan hasta bir süre sonra zaten bu şikayetle tekrar size başvuracaktır. Evet, burnum güzel oldu ama nefes alamıyorum, sorunum daha büyük diyecektir. Onun için ikisinin birlikte aynı anda yapılması en doğru çözümdür. Câte zile trebuie să rămână în Turcia un pacient care efectuează o astfel de intervenție? Rinoplasti ameliyatından sonra dediğim gibi 2 gün sonra içindeki silikon tamponları çıkarıyoruz. Haftasına da üzerindeki alçısını, özel termal alçıyı çıkartıyoruz. Alçıyı çıkarttıktan sonra gene bantlar koyuyoruz ödemi azaltmak için, cilt dokusunun alttaki yapıya oturmasını sağlamak için. Ama bantlar konduktan sonra, yani haftasında kişi işine, okuluna gidebildiği gibi gene şehirler arası yolculuk veya kendi ülkesine uçakla yolculuk yapabiliyor. La final, aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că rinoplastia este o intervenție ce trebuie efectuată de către estetician sau de către un medic oralist. Şimdi ben kulak burun boğaz hekimiyim. Tabii ki hani burada tarafsız belki olamam ama sonuçta bunu kimin iyi yaptığı önemli. Çok iyi yapan estetisyen de olabilir, yani plastik cerrahi doktor da olabilir. Çok iyi yapan KBV kulak burun boğaz uzmanı da olabilir. Ama aynı şekilde çok kötü yapan da olabiliyor. Önemli olan hekimin ne yaptığı, sonuçlarının nasıl olduğu önemli. Burada bir de kulak burun boğaz hekiminin yapmasının avantajı, dediğim gibi içindeki septumdaki sorunların, konkadaki sorunların daha kolay çözülebildiği için hastanın nefes alma ve estetik sorunun aynı anda giderilmesi açısından ben kulak burun boğaz hekimlerinin bu cerrahi yapmasını daha uygun buluyorum. În minutele următoare vom avea un invitat special. Fără ea, persoanele care apelează la serviciile spitalelor din Turcia nu s-ar putea înțelege cu medicii. Presupun că deja bănuiți că este vorba despre persoana responsabilă de pacienții români din spitalul în care ne aflăm. Haideți să urmărim împreună povestea de viață a Narcisei. Bună ziua, Narcisa! Spune-mi, te rog, în ce an ai ajuns în Turcia și cum s-a schimbat viața ta trăind aici? Bună ziua și bine ați venit! Mai întâi de toate țin să menționez că sunt de etnie turcă, sunt născută și crescută în România, până la vârsta de 15 ani, mai exact până în anul 1996. Inițial am ajuns la vârsta de 15 ani cu părinții în Turcia, la rudele noastre, după care, peste 2 luni, ne-am decis împreună cu părinții să-mi continui studiile în Turcia. Această schimbare nu mi-a schimbat doar viața, ci și perspectiva și modul de gândire. Cât de greu ți-a fost să trăiești și să lucrezi departe de casă? Un mare avantaj pentru mine a fost că cunoșteam limba. Acest lucru m-a ajutat să mă adaptez cât de cât mai ușor, dar recunosc că la început mi-a fost foarte greu. De cât timp lucrezi în sistemul medical? În sistemul medical lucrez de aproximativ 17 ani. Cum a fost debutul tău în această meserie? Am debutat în funcție de asistent medical la o clinică de implant capilar. Acea perioadă a fost foarte grea pentru mine pentru că ajunseserăm să lucrez la un program de 15 ore pe zi, care pentru mine a fost foarte obositor. De cât timp lucrezi în acest spital? Lucrez în acest spital de când s-a înființat, de aproximativ 2 ani, 2 ani jumătate. Care sunt sarcinile și responsabilitățile tale de aici? Sarcina mea este de a recruta noi angajați, de a superviza și coordona echipa de traducere, de asemenea de a mă asigura că pacienții au parte de cele mai bune servicii medicale și de îngrijire personalizată, conform nevoilor speciale. Ca și responsabilitate, practic, sunt responsabilă de tot acest proces, de la primirea dosarelor, rapoartelor medicale și internarea pacienților până la externarea lor. Chiar și după, pentru că responsabilitatea mea nu se termină acolo. De cel mai multe ori țin legătura cu pacienții după externare, ori de câte ori aceștia mă solicită pentru diferite informații. Care este protocolul corect și pașii pe care îi urmează cineva care merge să prezinte un dosar medical pentru a da o opinie medicală? Dosarul medical al unui pacient îl facem noi, pe baza unui istoric medical, a pozelor de pe investigațiile și analizele pe care ne trimit pacienții din România. Acest dosar, în primul rând, îl predăm către traducere. După ce îl primim de la traducere, ne asigurăm că iese totul ok. Astfel, îl prezentăm către medicul, ramura medicală respectivă. După care transmite pacientului decizia comisiei. Acolo unde este cazul, acordăm și o consultație online pacientului. Care este protocolul pe care îl urmează un pacient care urmează să vină la Istanbul pentru tratament? În primul rând ne ocupăm de transferul pacientului și al însoțitorului de la aeroport la spital, pentru că programarea acestuia se face înainte, pacientul este văzut de către medic imediat. Imediat cum ajunge în spital. În funcție de gradul de afecțiune al pacientului, fie ori este internat, fie ori cazat la un hotel în apropierea spitalului. Care sunt factorii ce îți ușurează ție munca aici în spital? Consilierii medicali. Sigur că da, consilierii medicali mie îmi ușurează munca foarte mult prin faptul că se ocupă de organizarea dosarului, a rapoartelor medicale și de comunicarea cu ei până ajung în spital. Sper că echipa noastră de filmare ți-a mai alinat dorul tău de casă și la final aș vrea să transmiți un mesaj pacienților și telespectatorilor noștri. Îmi este tare dor de România, însă faptul că vorbesc limba română, sunt foarte mulți români aici, cât de cât îmi alină dorul. Le doresc tuturor multă sănătate! Dragii mei, în minutele următoare vă voi prezenta elementul de noutate a unui spital din Turcia pentru pacienții internaționali. Este vorba despre asigurările medicale internaționale încheiate în spitalul în care pacientul se poate trata. Urmează un interviu cu managerul general pentru a identifica condițiile pentru încheierea acestor tipuri de asigurări. Bună ziua, vă rog să-mi spuneți cum poate obține un pacient internațional un card de sănătate în Turcia? Biz burada hedeflediğimiz kitle hasta değil, hasta adayları, sağlıklı kişiler. Biz yatarak tedavilerini karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanında bu ana hizmetimiz. Bunun yanında ek hizmetlerimiz var. Yılda bir check-up ücretsiz. Diş, göz ve esnetiklerde, ayakta tedavide bu 4 hizmette de %40 liste fiyatımızdan %40 indirim yapıyoruz. Ce servicii medicale acoperă acest card? Bu hizmeti satın alan kişi öncelikle kendi yerel bölgesinden bize bir rapor getirecek. Daha doğrusu ulaştıracak. Dijital ortamda ulaştıracak. Ondan sonra ilk satın alan kişi 3 ay boyunca bu hizmetlerimizden yararlanamayacaklar. Yatarak tedavi kısmından bahsediyorum. 3 ay boyunca bundan yararlanamayacaklar. Geri kalan yılın 9 ayında yararlanacaklar. Ama ertesi sene için yenilenirse artık bu 3 aylık bekleme süresi yok. Kişi yatarak tedaviye ihtiyacı olduğu takdirde yerel bölgesinde anlaşmalı olduğumuz kurumlardan veya kendi en yakın olan sağlık kuruluşlarından yatarak tedaviye ihtiyacı olduğunu bize bilgilendirdiği takdirde, belgelendirdiği takdirde biz bu belge ve bilgiyle kendisine bir provizyon açacağız. Kendisiyle beraber konuşarak bir tedavi planı, programı oluşturacağız ve kendisi uçak biletini alacak, bize iletecek. Biz anlaşmalı olduğumuz otellerle onun barınma sorununu halledeceğiz ve tedavi gününde uçağa binerek Türkiye'ye gelecek. Tedavi gününden önce biz onun yatışını sağlayacağız, gerekli tedavilerini yapacağız. Ondan sonra da dönüş uçağına da bindirip geri göndereceğiz tedavi olmuş bir şekilde. În ce condiții pot beneficia de acest card pacienții care suferă deja de o afecțiune? Biz sağlıklı olan kişilerle bunu hedefliyoruz. Tanısı olan hastalar, kronik rahatsızlığı varsa kapsam dışında kalıyor. Verilen olan bedelin karşılığı 20.000 euroya kadar yatarak tüm tedavileri karşılıyor. İsterseniz onkolojik vaka olabilir, isterseniz böbrek ameliyatı olabilir, kalp ameliyatı olabilir, yatarak tüm tedavileri karşılıyor. Bunun yanında ek paketlerle beraber bunu destekliyoruz. Yani ilave etmem gereken bir şey daha var. Kritik bir rahatsızlık olduğu takdirde biz ambulans, uçakla hastayı olduğu memleketten yine Türkiye'ye getiriyoruz. Aici se încheie încă o dimineață petrecută împreună. Până duminica viitoare, când mă voi întoarce la voi cu informații medicale din sistemul internațional. Voi îmi puteți scrie până atunci pe adresa de mail apel@consilier@canalde.ro dacă aveți întrebări pentru medicii spitalelor din străinătate sau dacă doriți să călătoriți cu noi. Până data viitoare, numai bine!